Ești cheltuitoare sau ești cumpătat atunci când vine vorba de haine, machiaje și tot ce înseamnă lucrurile astea? Uite, cred că e o chestie de maturitate, pentru că eram cheltuitoare și am devenit cumpătată. În ani am învățat să nu mă las efectiv luată de val și să cumpăr pur și simplu lucruri pe care îl pățeam când eram mai puștoaică. Cumpăram lucruri, haine foarte multe, de exemplu, și nu le mai purtam, adică le găseam și peste un an în dulap cu etichetă total nemișcată de acolo. Și atunci am învățat treptat să controlez chestia asta, să mă gândesc un pic mai bine înainte. Bă, am nevoie de lucrul ăsta sau o să-l port odată și după aia nu o să-l mai port? Și știi că știu să-mi răspund la chestia asta, da. Și atunci evit să mai cumpăr prostește. Asta e fain, dar ți s-a întâmplat să rămâi fără bani tocmai prin faptul că cumpărai prea multe haine? Adică să nu te gândești... La începuturi, când abia eram, abia venisem în România și... Să zic așa, la mine mai era chestia aia că eu am stat cu ai mei până la 20 de ani aproximativ. Și atunci, cumva, eu nu aveam grijă gestionatului banilor. Mie mi se dădeau, dacă era nevoie, bani să cumpăr una alta, de ce am eu nevoie. Și atât. Și în momentul în care am început eu să-mi fac banii mei și să fiu nevoită să-i și gestionez cu chirii, utilități, alte nevoi mai importante, mai prioritare, la început, până am învățat, am dat cu capul de perete. Mi s-a întâmplat să mă ia valul, să mă duc să cumpăr de toți banii de pe concert, de exemplu, haine și încălțăminte și toate prostiile posibile. Și după aia ajungeam, eram zis, da, ok, dar eu n-am plătit chiria, ce fac acum? Știi? Dar na, o pun pe seama tinereții, da, și a naivității tipice vârstei respective. Acum chiar nu pățesc din asta niciodată, pentru că am învățat să gândesc, să cumpătat lucrurile, să mă gândesc, bă, ok, care sunt cheltuielile următoare, să le prioritizez pe cele chiar importante și ulterior să îmi văd eu de plăcerile mele personale, care nu sunt neapărat tot timpul necesare, adică fie vorba între noi, dacă am nevoie de, nu știu, fond de ten pentru că s-a terminat, aia e o prioritate pentru mine în momentul ăla și mă duc și îmi cumpăr. Nu se pune discuția. Dar dacă este un fel de, bă, m-aș duce prin magazine să arunc și niște bani că am eu chef așa, atunci mă gândesc un pic înainte, are rost sau nu, am nevoie realmente de niște lucruri sau nu, sau e pur și simplu o pornire din asta, nu știu, psihotică. Vine și oricum vine cu maturitatea, că ne schimbăm, că odată cu trecerea în vârstă, creșterea, așa, învățăm și noi să ne gestionăm banii, nu mai dăm pe toate, mi-e poftă de Mac, nu, stai că avem Mac acasă. De exemplu, da, adică, sau uite că mi-am dat seama de treaba asta până și la comandatul mâncării, că înainte comandam foarte mult, adică foarte des din lenea să gătesc, din n-am idee, din orice motiv posibil. Și acum o gândesc înainte, bă, dar dacă eu am frigiderul plin cu mâncare și cu alimente din care să fac mâncare și știu și să gătesc, că nu-mi cresc mâinile, nu am două mâini stângi, de exemplu, și pot să fac asta, de ce să comand și să se altereze produsele alea din frigider? Adică am învățat să mă gândesc, bun, dacă sunt situații în care, nu știu, mă întorc după un weekend în care am fost plecată și într-adevăr nu mai am, n-am apucat să fac cumpărături și sunt leșinată, să seama, nu mă apuc să cumpăr și să gătesc. Comand ceva. Dar în rest încercăm să ne-am obișnuit ambii să facem lucrurile astea cumva cât se poate de acasă, să ne simțim acasă.